Spitalele din țară se confruntă cu o supraaglomerare a numărului de pacienți. Chiar dacă multe persoane ajung în unitățile medicale fără o problemă gravă de sănătate, există riscul ca acestea să se îmbolnăvească din cauza condițiilor precare din spitale. Pentru spațiile închise este foarte important că ele să fie bine aerisite și ca acest lucru să facă la intervale clare de timp. Dacă vorbim de spitale, cu atât mai mult este important să facă acest lucru. Contează ca sistemul de ventilație să fie corespunzător și să asigure această aerisire și să o facă într-un mod corect. Organizația Mondială a Sănătății a modificat ordinea măsurilor de siguranță pe care oamenii trebuie să le respecte, iar acum aerisirea încăperilor a devenit una dintre cele mai importante măsuri de prevenție. Specialiștii în domeniu sunt de acord cu acest lucru și spun că ventilația, mai ales în saloanele de spital, este extrem de importantă. Este un lucru pe care l-am spus de mai multe luni. Atenție la spațiile aglomerate, atenție la spațiile fără sisteme de ventilație, atenție la concentrația de dioxid de carbon din încăperile populate. Este foarte important să realizăm această ventilație acolo, în permanență, în spațiile în care avem foarte multe persoane. Cu atât mai mult în spitale unde persoanele sunt vulnerabile, unde există în acest moment o aglomerare foarte mare. Printr-un senzor special de dioxid de carbon putem verifica foarte ușor dacă încăperea sau spațiul în care ne aflăm a fost sau nu ventilat corespunzător. Că vorbim poate de o cameră de gardă unde așteaptă foarte mulți pacienți, toate aceste zone se pot verifica foarte ușor. Ventilarea este importantă prin prisma diluției și înlocuirii aerului din interior cu un aer proaspăt din exterior. Dacă avem contaminanță în aer, este evident că prin înlocuirea acelui aer putem să avem un mediu mai sănătos. Deși multe țări din lume au adoptat ca măsură principală de prevenție aerisirea permanentă a spațiilor închise, la noi în țară încă nu s-a întâmplat acest lucru. Totuși, în România încă mai există unități medicale care se confruntă cu o problemă în ceea ce privește numărul suficient de echipamente de ventilație.